Pe ce proiect nou lucrăm astăzi? Este cumva normal ca două zile să nu fie la fel, pentru că business-ul nostru este despre cercetare și inovație. Când la evenimente publice vorbim despre inovație, totul pare perfect. Nu vorbim despre inovație atunci când lucrăm la ea, ci atunci când sărbătorim succesul. Când sărbătorim succesul, de obicei, nu vorbim despre greutăți și riscuri. Și când mă gândesc la riscuri, nu e doar riscul în business sau riscul în resurse. Mai există un risc ascuns. E vorba despre timp, pentru că o inovație trebuie să ajungă pe piață la momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu. Valahia este un hibrid cu genetică valahă autohtonă. Are gust excelent, fără sensibilitate la fluctuațiile de temperatură și cu păstrare îndelungată la raft. Așa cum ne place nouă, un ardei gras. Se poate cultiva în câmp deschis sau spații protejate. Când ameliorăm un hibrid nou, lucrăm din genetică românească. Suntem singura stațiune de cercetare legumicolă privată din România. Deși lucrăm din genetică românească, când lucrăm la un hibrid nou, întotdeauna ne gândim la piața globală. Genetica noastră este prezentă pe 5 continente. Carpatos. L-am creat pentru că ne-am dorit un ardei premium cu pulpă groasă și cărnoasă, foarte aromat și aspect deosebit. Vine cu pachetul de rezistență la TSWV. Aspectul demn de remarcat, grație conținutului ridicat de carotenoidă, se pretează excelent pentru copt. Consolidăm și creștem pe piața europeană, dar am început parteneriate promițătoare și cu alte țări în curs de dezvoltare. Tiberius, un gogoșar impunător ca un împărat roman. Produce fructe mari, are armură genetică cu rezistențe multiple și produce fructe continuu. Mai mult decât atât, este ideal pentru zacuscă și murături, echilibrat din punct de vedere vegetativ-generativ și se recoltează foarte ușor. Am ales ca mai întâi să fim experți, abia apoi să creștem. Nu ne-am dorit creștere cu orice preț. Acum, odată cu business-ul, crește și stabilitatea companiei. Minerva. Alegerea perfectă pentru vinetele timpurii. Hibridul este renumit pentru consistența pulpei și pentru că conține foarte puține semințe. Se regenerează foarte repede și este ușor de recoltat. Datorită calităților fructului, este ideal pentru procesare, coacere, industrializare. Aspectul comercial este demn de remarcat. Sper că vom rămâne aceeași echipă de curioși și incurabil. Frut este un castravete cu genetică autohtonă. Are gust și aspect comercial deosebit. Te poți baza pe el pentru că are un randament ridicat și nu face fructe amare. Frut înseamnă o plantă echilibrată din punct de vedere vegetativ-generativ, emite puțin lăstar laterali. Se pretează pentru consum proaspăt și industrializare. Sunt Levan Tăsel, CEO Hectare. Avem nevoie de această curiozitate pentru că avem în pipeline ameliorări de noi hibrizi. Abia aștept să-i prezint și pe aceștia.